Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic a analizat adresa Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, prin care se solicită înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Poenile de Submunte cu un echipaj de urgență de tip B2, care să activeze în flux continuu, deservit de un număr de 5 asistenți medicali și 5 ambulanțieri. Managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, Ligia Micle, a arătat faptul că localitatea Poenile de Submunte este situată la 120 de km de Baia Mare, la capătul drumului județean DJ 187, fiind o localitate amplasată la granița cu Ucraina, această substație va avea arondată un număr de 8 localități, populația fiind de aproximativ 30.000 de locuitori, din care 11.000 de locuitori aparțin localității Poenile de Submunte. Asistența medicală de urgență este asigurată în prezent de substația Vișeu de Sus, care deservește un areal compus din șapte localități situate în zone montane greu accesibile. Analizând documentele, membrii comisiei au fost de acord cu înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Poenile de Submunte. A declarat managerul general al serviciului de ambulanță județean Maramureș Ligia Micle a doua solicitare discutată în cadrul aceleași ședințe a avut în vedere adresele serviciului de ambulanță județean Maramureș, prin care s-a solicitat înființarea unei substații de ambulanță în localitatea Ariniș, cu un echipaj permanent de tip B2, care să activeze în flux continuu de servit de un număr de 5 asistenți medicali și 5 ambulanțieri. Totodată au fost analizate și adresele primăriei Ulmeni, prin care s-a solicitat înființarea unei substații de ambulanță în oraș. În ședința Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic s-a analizat documentațiile înaintate și în a emiterii unei decizii, s-a propus ca o echipă mixtă formată din reprezentanța ai Departamentului pentru Situații de Urgență și ai Ministerului Sănătății să se deplaseze în teritoriu pentru a verifica distanțele dintre stații, spațiile, gradul de încărcare al echipajelor. În urma analizei în teren, Comisia a apreciat pe baza aspectelor economice, operative și geodemografice că locația optimă de înființare a noi substații de ambulanță este Comuna Ariniș. Edilul din Ariniș, Gheorghe Mureșan, a precizat că în comunitatea pe care o conduce, locația noi substații de Ambulanța este pregătită și vor fi dotate cu mobilier și vestiarul, dormitorul, dispeceratul și încăperea pentru servirea mesei. La rândul său, Ștefan Oancea, primarul Comunei Poinele de sub a declarat că este o mare bucurie și o satisfacție pentru toți locuitorii zonei această decizie. Sperăm ca la începutul lunii mai să avem personalul prezent în substația Poenile de Submunte. Avem pregătită locația și amenajăm în aceste zile spațiile necesare pentru buna funcționare a activității, care va deservi zona noastră. În prezența salvarea ajunge la noi și la o oră de la efectuarea apelului de urgență, fapt care se va îmbunătăți considerabil în scurt timp. Pentru Poenile de Submunte, această substație de ambulanță este o șansă în plus la viață, a declarat primarul Ștefan Oncea. La rândul său, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta, a precizat că această decizie este una care oferă o șansă în plus la viață locuitorilor din cele două zone ale județului.